Direcția de asistență socială de va aduce la cunoștința persoanelor din reședința de județ care beneficiază de suplimentul pentru energie că în perioada 1-15 aprilie au obligația să depună la sediul instituției documente care să ateste veniturile realizate. Conform legislației în vigoare, beneficiarii ajutorului pentru încălzire și suplimentului pentru energie au obligația să comunice administrației publice locale orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia în termen de 5 zile de la data la care ai intervenit modificarea. Comunicarea modificărilor se face prin depunerea unei noi declarații pe propria răspundere a cetățeanului. Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la suplimentul pentru energie se fac începând cu luna următoare cele în care au intervenit modificările. Suplimentul pentru energie se acordă lunar pe parcursul întregului an familiilor cu un venit mediu net lunar de maximum 1386 de lei de membru, precum și persoanelor singure cu venitul mediu net de până la 2053 de lei pe lună, în municipiul Deva fiind peste 1200 astfel de beneficiari. În prezent, 1250 de familii și persoane singure beneficiază de supliment pentru energie. Mai bine de jumătate pentru curent electric, restul pentru gaze naturale și combustibili solizi. Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0723 230106 sau 0755 878 814 sau 0799 992 311 de luni până joi între orele 8 și 16 și 30 de minute și vineri în intervalul orar 8-14.